începe astăzi, sper, foarte sărbătoresc. Mă bucur să văd atât de multe fețe în publicului concert de muzică contemporană, dar fiindcă este Cluj a la carte, patriotismul nostru local, sigur că se manifestă și în felul acesta. Genericul Cluj a la carte a apărut în ediția trecută a festivalului și vrea să spună că într-o astfel de seară vom asculta numai muzică compusă de compozitorii noștri clujeni și că această muzică nu este rânduită după o tematică, așa cum în alte concerte este cazul, ci este a la carte, fiecare ce îi place. De fapt, ce ne-a plăcut nouă, dumneavoastră va trebui să vă placă sau să nu vă placă ceea ce ne-a plăcut nouă să vă oferim în acest meniu muzical. Cele două părți ale serii noastre de deschidere cuprind pentru început patru lucrări ale, zicem noi, tinerei generații de compozitori, nu mai sunt chiar așa tineri cu caș la gură, sunt tineri deja cu o experiență solidă în meseria aceasta care necesită și inspirație și maturitate și câte și mai câte. Deci, acei compozitori care între vârsta de 30 și 40 de ani deja și-au afirmat personalitatea și așteptăm de la ei să ducă mai departe ceea ce noi numim școala clujeană de compoziție și care se revendică de la înaintașii iluștri, în special de la figura centrală a maestrului Toduță, pe care nu îl uităm nici când, atunci când vorbim de muzica de compoziția clujeană. Prima lucrare vă va purta în tenebrele coșmarului, este semnată de Cristian Benzenuc, se numește Coșmar pentru trombon și pian. Nu are nevoie de comentarii, dar nu intră nici una, va vorbi de la sine. Va urma o lucrare pentru fagot solo, de intensă virtuozitate, care va pune în valoare pe interpretul său, sonata pentru fagot solo de Iulia Cibișescu Duran. Ciprian Pop a reflectat asupra metalului și reflectând asupra metalului s-a gândit să scrie o piesă pentru corp care e din metal și să adauge electronică, ceea ce îl va face, mi-a promis mie Cristian și mă las surprins alături de dumneavoastră, surprinzător și aproape de nerecunoscut pe acest frumos instrument tradițional, corp. În finele acestei prime părți, o lucrare de Răzvan Metea, care cred că vă va încinge scaunele sub dumneavoastră. Răzvan e bine cunoscut ca un egal de autoritar compozitor de muzică clasică contemporană, sau cum se spune în cultă, și de jazz. El este mentorul formației fierbinții, formației Big Dima Band și, îmbinând cele două laturi ale inspirației sale, ne oferă un quintet foarte clasic, credit, laud, oboi, clarinet, cor, fagot, deci quintetul clasic de suflători, căruia îi insuflă ritmurile celebrei, extrem de celebrei melodii, Take Five, de John Desmond, de Paul Desmond, pardon, care e un mare șlagăr al jazzului secolului 20. Take Five și pentru că și-a luat alături în această aventură muzicală 5 instrumentiști cu un quintet. Asta va fi prima parte, după care o scurtă pauză ne decât îngândit, dar foarte scurtă, pentru a trece la a doua parte, în care Cluj Modern își continuă ambiția, începută în ediția trecută, de a oferi spectacole cu caracter scenic, cu montaj, cu lumini, cu mișcare. Cei care ne-au fost aproape și ediția trecută și aduc aminte de remarcabila premieră a unei opere dadaiste de Ionica Pop și a unui balet de Liviu Denceanu, care au avut loc chiar pe scena Operei Române. De asta dată, partea aceasta scenică este acoperită de un foarte amplu ciclu de liduri al maestrului Constantin Râpă, pe versurile a 5 remarcabili poeți de-ai noștri contemporani din cetate, 5 poeți clujeni, deci aici ne lăsăm invadați de poezie și de poeții care sunt lângă noi în Cluj în această epocă frumoasă, să zicem, fiindcă trăim prin ea, și despre care o să vă vorbească, sper, nu foarte mult, maestrul Râpă însuși, când va veni momentul. Și acum, ritualul obișnuit,
dar care este binecuvenit al mulțumirii față de sponsorii noștri, dintre care am să citesc pe cei mai importanți, Ministerul Culturii, care a fost susținător financiar al primei ediții înființată în Tempore de maestru Cornel Țăranu, directorul fondator al festivalului și acum mentorul foarte apropiat al tuturor pașilor noștri în concepție și programare, și care din acele vremuri, din început de anul 90, nu a mai contribuit la acest festival, iată că din nou ne bucurăm de atenția lor, Consiliul Județean Cluj, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, ca întotdeauna, de asta dată și UCNR ADA, care este Societatea de Drepturi de Autor a Compozitorilor Români, ne-a întins o mână de ajutor. Institutul Francez, de asemenea, un partener de nădejde și constant. Institutul Polonez, care ne-a prilejuit, cei care deja avea existență până la ultimul concert, vinerea viitoare cu Filarmonica, o piesă poloneză remarcabilă, care sună românește, cum nu ne așteptăm, vă invit, vă strânesc curiozitatea și pentru concertul final. Și nu se mai numără pe cei care ne-au ajutat cu lucruri mai mărunte, mă opresc aici ca să dau cuvântul muzicii. Vă mulțumesc încă o dată că ați venit și sper să nu regretați câtuși de puțin.